E o stare de bine. Aștept să înceapă gala. E un curcubeu deasupra sufletului meu. Da, am, sigur că am. Cum să n-am? Nu... Nu somn dacă n-aș avea emoții. Sunt emoționată, sunt copleșită, mai ales pentru că nu mă așteptam la ceea ce mi se întâmplă. Am început să mă simt ca în familie. Bună, profa! Vreau să-ți mulțumesc. Pentru mine sunteți, în primul rând, modelul unui om deosebit. Nu a trebuit niciodată să învățăm o informație pe din afară, ci ne-ați oferit mereu o poveste ca să înțelegem mai bine fiecare lucru pe care ni l-ați predat. Ne-ați învățat să pășim fără frică într-o lume nouă și să gândim logic. Da, domnule Solcan, m-ați învățat istorie, însă de fapt m-ați învățat mult mai mult de atât. Să fiu un om integru, să-mi placă rock-ul, filmele și cărțile bune. Vă mulțumesc! V-aș mulțumi în primul rând pentru exemplul pe care mi l-ați dat întotdeauna și pentru sfaturile pe care mi le-ați oferit, chiar dacă nu voiam să le aud. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că m-ați adus aminte de mine, cel de la 10, 12, 14 ani și sunt foarte mândru să pot să vă ferice. Este datorie dintre cele sfinte, pentru cel ce e dascăl și e și părinte, pe prunci să învețe carte și omenie, fără să scurteze a lor copilărie. Încă pentru mine am mărit-o însemnat Coara Roșie, pentru că un an de zile am fost un cobor roșu invizibil. Dacă întoarceți sigla, eu sunt cel din sus, cu picioarele sus. Da. Capul meu stă la picioarele domnișorilor pe care o să-i rog să vină alături de mine, pentru că îl primim împreună, și n-aș fi profesorul care să-mi fără ei. Eu cred că, după ce ați văzut acești oameni minunați, merită să susținem și mai mult anul viitor. Sufletul unui copil, cred că este colorat. Mai departe, nu știu cum. Rămâne să descoperim.